prin simbolurile naturale și culturale. La baza manierei sale stă dragostea. Totuși, efectul compoziției uneori este îngrozitor, ori tragic. Lumea lui în care ne inițiază este ca jocul îndrăgit al copilăriei noastre, caleidoscopul, în care din tot poate să apară orice, iar din orice se poate naște nimicul. Simțind durerea lui, aproape ne chinuie cunoștințele sale formidabile stăpânite, prin care orice poate fi reprezentat, chiar dacă relațiile coerente logice dintre elementele perfecte au dispărut. Părțile își trăiesc viața lor independent, ca oceanul în picăturile sale. Ne pot încânta comorile aruncate de marea tulburată pe marul vieții noastre, arătate în caleidoscopul lui. Misiunea artei ar fi să ne ofere adăpost prin iluzia perfecțiunii, chiar dacă pare că lupta omului cu destinul e zadarnică. Acesta este al treilea răspuns al lui Arto și la haosul contemporan. Igen, és a tökéletesség festő illúzióját a reneszánsz és a barokk mesterek hagyták rendben.